Pe data de 15 septembrie 2011, un om a surprins pe cameră ceea ce pare a fi un fel de extraterestru. La scurt timp după ce începe filmarea, acesta încetează să mai vorbească, iar de atunci sunete îngrozitoare încep să se audă. La un moment dat, acesta începe să devină neliniștit de sunete și chiar pisica lui arată puțin speriată. După puțin timp, acesta se duce să verifice sursa sunetelor, așa că haide să aruncăm o privire. We have some way to document it. And I need to change the chair. And I've been really on edge about even going up there at all because I've seen this thing too many times. Hello? I think it's just a raccoon. Canalul de pe care am luat acest video este un canal foarte ciudat și conține multe videoclipuri asemănătoare cu ceea ce vă voi arăta eu în continuare. Ideea este următoarea: chiar dacă acest video este real sau nu, natura sa înfricoșătoare tot aceeași rămâne, așa că haideți să aruncăm o privire. În acest video putem vedea niște oameni care explorează o fabrică abandonată. Unul dintre ei a spus la un moment dat, și citez: "I think we should get the hell out of here." Sunete misterioase încep încet încet să se audă din acea clădire, urmând ca mai apoi o ușă roșie să se închidă singură. Ce s-a întâmplat mai departe, vă las pe voi să aflați. Holy shit, right? This is not friendly, mate. That door just fl- Fuck me, Ray. Ray. Oh, I'm on. In storage. You did not. Right, I rang you to get the hell out of here right now, mate. Chiar dacă acest video poate fi fals, este clar că este destul de interesant. Acesta începe cu trei prieteni care fac farse unui bătrân de peste stradă. Farsa funcționează de două ori, dar la a treia încercare, bătrânul îl prinde pe unul dintre ei și îl trage în casă. Cei doi prieteni se duc rapid să-și ajute camaradul, dar pățesc și ei același lucru. Interiorul casei arată foarte înfricoșător, iar videoul în sine te face să te întrebi ce s-a întâmplat de fapt cu acei oameni. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Oh my god.
shit. What are we gonna... Get out, get out. Pe locul întâi avem un video de formă AVI. Poate voi o să vă dați seama ce înseamnă cu adevărat aceste videoclipuri. Asta dacă chiar înseamnă ceva. Sau poate doar creatorul încearcă să sperie lumea prin aceste videouri. Cine știe? Așa că haide să aruncăm o privire. Mulțumesc pentru vizionare. Pe data viitoare.